Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea întrăniți în ședință extraordinară au aprobat noi măsuri în vederea gestionării pandemiei de COVID-19 în județ, ca urmare a creșterii ratei de incidență cumulată a cazurilor noi de îmbolnăvire în ultimile 14 zile în unele localități din județ. Momentul de față, în Vâlcea, localitatea Valea Mare, înregistrează o rată de incidență de 4,68 la mii de locuitori, aici urmând să se aplice prevederile hotărârii Guvernului numărul 826 din 5 august 2021 referitoare la interzicerea circulației persoanelor în afara locuinței gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 25 dimineața. Excepție de la această măsură fac persoanele care se deplasează în interes profesional pentru urgențe medicale și achiziționarea de medicamente, se află în tranzit sau efectuează călătorii care pot fi dovedite prin bilet sau alte modalități de achitare a călătoriei, sau se deplasează pentru îngrijirea, însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice bolnave sau cu dizabilități, ori decesul unui membru de familie, situații în care deplasarea în intervalul restricționat trebuie să fie justificată printr-o declarație pe propria răspundere, fie printr-o adeverință de la angajator. De asemenea, programul de funcționare al operatorilor economici din această localitate în weekend va fi în intervalul orar 5-18, iar activitatea cu publicul în cazul restaurantelor și cafenelelor situate în interiorul clădirilor, precum și la terase, este suspendată pe tot parcursul săptămânii. Aceste măsuri își vor înceta aplicabilitatea atunci când incidența va fi mai mică sau egală cu 3,5 la mia de locuitori. Rata de incidență în județ este de 0,19 la mia de locuitori, pe lângă localitatea Valea Mare, care are o incidență de peste 4 la mie fiind încă două localități, Voineasa și Tetoiu, curate de peste 1 la 1.000 de locuitori. celelalte 86 de localități din județ au rate de incidență sub 1 la 1.000, 66 dintre acestea neînregistrând niciun caz nou de îmbolnăvire în ultimile două săptămâni.